râdem, glumim, ne relaxăm, ne legăm de orice, orice. Da. Cât să mai aducem un zâmbet așa pe față, că ce este drăguț dacă încercați să zâmbiți. În cazul tău, tu ești rea și cu zâmbetul pe buze, nu? Poți? În chestii foarte amuzante. Nu mă pot abține. Vreau să știu și eu ce înseamnă asta. Că îți tai capul, a zis ea. No. Da, eu... Time out înseamnă. Cu prostiile. Așa, pe mine nu. Păi... Ți-am spus după... Ți-am răspuns când mi-ai zis tu. Cred că înseamnă ceea ce tu spui pe gură. Adică dacă îți spui, îți stai capul, înseamnă că îți stai capul. Deci, mă, că n-am energia necesară, mi-e rău. Pe bine, pe fundișor. Gata. Vreau să știu și ce s-a întâmplat. Că n-am înțeles. Am intrat dimineața, vă face acuzații urâte despre mine, doamna Andreea. Cum am făcut televizorul și... A început bătaia. Și n-am. Hoțul strigă hoțul, asta se întâmplă. Păi eu nu te-am făcut, eu am spus, dacă ai sâni puși, înseamnă că ești... A fost o întrebare, dar dacă tu te-ai simțit și ai venit aici să mă acuzi că dacă eu sunt în Italia, lasă-mă să termin, dacă eu sunt în Italia înseamnă că eu sunt, păi na, eu ți-am pus o întrebare. Era cu un răspuns de-a tău se închidea totul. Tu ai acuzat-o pe Andreea și nu s-a închis nimic. N-am acuzat-o. Dar cu o întrebare tu ai deschis multe, multe subiecte și inclusiv te-ai făcut pe tine de râs. Nu, nu m-am făcut de râs, m-am apărat că se uită mama mea și... Păi se uită mama ta și vede că și vede niște tațe care vorbesc. Cu oamenii dar mama mea nu vede, Raluca? Mama mea nu vede? Mamele noastre mama ta, nu văd? Dar știe ce are la ușă. Bă, frate, bă! Știe ce are și o suport așa cum ea. Da, foarte bine. Poate mama ta, mama ta știe ce are la ușă, de fapt. Bă, trebuie aici în emisiune cum ești, de fapt. Știe foarte bine și nu ar vrea să fiu lăsată așa. Ți-ai dat seama că îți iubești mămica aici când ai venit în emisiune, nu? Da, da, pentru că atunci când ești în mediul în care ești cu cei dragi și ești singur, îți dai seama. Da, e extraordinar. Da. Raluca, n-am... N-am terminat ieri discuția legată de comentariile de pe internet. Fetele ne-au pus la dispoziție acele print screen-uri. Într-adevăr, sunt aplauzele tale la niște cuvinte foarte urâte la adresa Andrei, la niște acuzații foarte grave. Și revin cu întrebarea de ieri. Ce înseamnă acele aplauze? Că oamenii au dreptate? Da. Că ești de acord cu ei? Nu sunt de acord cu toate jignirile, dar am văzut, am aplaudat că cineva mai vede și altceva. În afară de să sară hienele pe mine, doamna Andreea, asta este. Ai nevoie de un energizant? Adia? Apă cu zahăr? King, ai faci și ei un par cu apă cu zahăr? Sigur că da. Da, apă cu zahăr. Am văzut că vă înțelegeți. E foarte, foarte frumos. E lider, Kinga, cred că e datoria ei. Da, da, aveți dreptate, sunt lider. Cred că, Raluca, de fapt, ai vorbit prea multe, ce tu nu vorbeai de obicei și de aia te-ai stors așa mult de energie. Ceva foarte frumos. Așa se întâmplă după 3-4 săptămâni când ești fals, faci totul după manual și când întâmplător ți-au rupt acolo paginile. Și gata, wow, blackout, nu mai văd nimic. Unde o iau acum? De la ce a plecat, de fapt, problema asta dintre voi? Înțeleg cu Andreea. Bine, nici aia n-am înțeles, dar înțeleg de ce aveți o problemă. Dar cu Bianca? Cu Larisa? Pentru că a ieșit cu un foși concurent și îndrăsnește să dea mine fără... De unde știi că a ieșit cu foși concurenți? Am auzit și eu pe aici. Ai văzut cu ochii tăi? Am auzit. A văzut cineva cu ochii lui? N-au văzut, fetele care au văzut. Am văzut. Ai văzut story-urile? Ce story? Ai văzut story-urile puse de ea? Respectivul, nu? N-ai văzut. Și unde vrei să ajungi cu asta? Nu, ziceam că îndrăznește să spună despre mine lucruri neadevărate. Și m-am apărat, doamna Andreea. Ce? Cu ce te aperi? Pentru că mă face baiurea și n-are niciun drept. Și ea este cu... Tu ai spus, băieți. Andreea. Liniște! Mulțumesc. Raluca. Bun. Deci dacă ea iese cu foși concurenți, este... Nu, i-am întors dar? Cuvintele, pentru că m-am săturat să facă ea cum vrea. Da, dar care... Italia, te rog frumos. Nu, era o chestie cu Gina Felea, cu Night Club, dar nu m-am dar care e legătura? Nimeni. Atâta, eu vreau să te înțeleg, Raluca. Care e legătura? Adică, de unde și până unde? Păi că și ea își face joculețele ei și zice de mine. Ea care văzut. Joculețe? Astea, că sunt eu, nu mai zic cuvântul. Repusare. Da, 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 nu-l mai zicem. Bun. Da. Și tu ei, doar i-ai întors.
Normal că am întors, că m-am săturat, doamne. Nu, ăla care te-a părit. M-am săturat. M-a să scuip. El e bucuros că... Dar n-are legătură că a ieșit cu fostul concurent. I-am dat un argument din ce am auzit și că au văzut ele, atâta. Da, dar ea nu știa că n-are voie să iasă cu foști concurenți de la o altă emisiune, nu din aceasta. Ok, eu așa am înțeles că n-avem voie. Bun, și asta ce înseamnă că este... Nu, repet, i-am întors cuvintele. E prin minciună, fată, cum faci de obicei. Nu. Ba da. Nu. Ce-mi faci tu? Nu cu o minciună, cu un lucru pe care el l-a făcut, da. Crezând că este perfect valabil. Este. Este? Am spus că nu este adevărat, în primul rând, ce a zis. Eu i-am întors pur și simplu. M-a supărat și de aia. Și ea ce ți-a zis ție? S-a luat de implanturile mele și a zis că asta e. Dar eu nu m-am luat de, neapărat după tatuaje, ci după acțiunile ei, după ceea ce am primit și eu. Cum nu? Tu ai spus că nu crezi în istoria ei, pentru că ea are tatuaje, deci nu, îi place să pozeze goală. Tu așa tatuajele. Îți place fetițul? Îți place fetițul, așa spuneai. Bine, exact bine, așa. Mă spun, și eu te-am întrebat, dacă tu ai implanturi, înseamnă că ești... Întrebare. Bun. Era, era cu... Aveți vreo logică în ceea ce spuneți? Vreo una dintre voi? Eu, da. Eu nu mai pot. Care? Logica este faptul că ea își permite să judece oamenii în condiția în care și ea poate fi judecată destul de ușor cum ea a judecat. Dar poți să-i spui pentru că ai o bluză cu fluturi albaștri, înseamnă că... Păi de ce? Așa? Ea s-a legat că dacă ea are tatuaje... Nu a fost vorba doar de tatuaje. Deci vă dați seama unde am ajuns pentru că ai asta înseamnă că face asta, pentru că face asta înseamnă că face asta. Păi așa, ea judecă pentru asta. Ce vârstă aveți? Ce vârstă aveți? Păi, ea are 29 de ani, eu 26 de ani, dar eu niciodată nu mi-am permis părerea, să judec o persoană după aspectul exterior. Niciodată. După haine, după culoarea pielii, după tatuaje, cercei și așa mai... Sunt total de acord. Când Andreea a intrat aici în casă, Radu a făcut exact același lucru. Și eu am apărat-o. Bun. Păi și ce am făcut greșit? Nimic, ți-ai spus părerea. Da. Limbajul. Ah, okay. Bună dimineața. E vorba de tine, de reputația ta, de cum te văd oamenii ăștia. Te mai întâlnești cu ei pe stradă, te mai întâlnești cu ei cine știe pe unde, mai ales dacă vrei să rămâi în domeniu. Și ia uite-l pe ăla de... Ciobanul ăla. Înțelegi? Limbajul. Raluca, te simți mai bine? Hai să facem, frate. Înțeapă inima? Vrei să chemăm o salvare? Nu, dar mă înțeapă. Salvare. De ce râzi? Dar n-am râs. Nu vreau să chemăm salvare, o să-mi revin. Am văzut zâmbind în grădină mai devreme, de asta cred că m-a făcut să râd, doamna Andreea. Și mulțumesc. O puteți să lăsați 3 ore. Doamna Andreea! Kinga, mai fă un banc, te rog frumos, poate își revine. Da. Mai fă un banc. Kinga sau Marian te-au ajutat să te... Amândoi. Amândoi. Asta ia înseamnă că nu e singură. Ce rai, da, așa o stare de rai. Ia uzi, Marian! E cineva lângă tine. Stai să vezi, Radu, ce o zici. De mine? Da. Păi îi dau astrele peste cap. Nici măcar nu știu. A, dacă a zis de bine, e ok, da, dacă a zis de bine. Vrei să-ți spun ce a zis? Da, am zis că nu-ți mai zic lucruri bune. Nu-ți mai zic lucruri bune. Zii, Kinga, că eu zic eu dacă nu zici tu. A spus, spune-i mersi la circar că și-a luat apărarea. Da, bineînțeles că am certat-o. Adică ce-am glumit. Nu mi-am dat seama pe moment că a apucat de tine. Okay. Auzi, Kinga, de fapt, chiar iubește pe Radu. Îți spune-i mersi lui Circa, că l-a apărare. Ce față la Mowgli. De fapt, îl iubește pe Mowgli. Mamă. Ai o strategie atât de proastă plănuită, încât nici nu știu cum să stau să discut cu tine. E atât proastă strategia cu care tu ai venit de vreo două zile încoa. Deci n-ai cum. Ok acum? Bine, e părerea ta. Dar ce-a făcut Radu? Cred că dai atenția pe inima de la strategia. O deranjată ce v-a spus și dânsa. Dânsa a spus prima. Ne provoacă la yoga râsului. Eu cred că ea este foarte supărată pentru că știe că se apropie gala și n-a avut o săptămână taman bună aici și înțeleg că e foarte supărată pentru că voi vreți să o dați afară pe ea și vreți să o păstrați. Doamne, pe mine a zis. No. Dar noi nu vrem. Nu și de mine a zis. Nu? A, de Andreea. Pare rău. Greșești. Doamna Andreea, dar de ce gândiți așa departe? Păi e mâine. Iartă-mă că vă văd în timp ce voi stați aici în casă și aud discuțiile. Iartă-mă pe mine. Nu, doamne, nu, doamna Andreea. Vreți să nu mai facă doamna Andreea? Băieți. Mai sunt o grămadă de ore până atunci.
Eu asta am înțeles, Raluca, de asta ești supărată. Da, pentru că fac strategii proaste acum, ca să dau un pic. Aoleu, mai asta nici măcar nu e strategie. Strategii. Mai proaste ca Raluca. Raluca nici nu facem, de-aia. Lăsați-o să vorbească.